Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 5.000 de absolvenți de liceu sunt în focurile examenelor de bacalaureat, un eveniment oarecum umbrit de meciurile naționale. Până ieri seara, acum ne concentrăm din nou pe asta. Anul acesta un progres. Lucrările sunt scanate, încărcate pe servere ale serviciului de telecomunicații speciale, apoi corectate pe o platformă digitală. Fiecare lucrare de câte doi profesori, separat. Deci ne-am digitalizat, doar că progresul nu vine fără suferință, cel puțin nu în cazul Ministerului Educației și al subiecților săi, adică elevii. Potrivit publicației EduPedu, mii de elevi au fost ținuți în săli ore în șir, ieri după terminarea efectivă a examenului, din cauza unor probleme de organizare, sau dezorganizare de fapt. În cele mai multe situații, scanarea a mers foarte greu, timp în care elevii, potrivit propriilor mărturii, n-au avut voie să iasă din bănci, să atingă lucrările, să mănânce sau să vorbească între ei. Da, sunt tot felul de probleme de-astea procedurale, că și la evaluarea națională dată de fiul meu s-au scanat lucrările anul ăsta pentru prima oară și pentru noi a fost un moment de panică așa, pentru că el nu scrie prea frumos și... Faptul că scriu urât, mai fiind și scanată lucrarea, deci fotografiat, accentuează asta, dar asta a fost o paranteză. Ideea e că lui au scanat de 5 ori lucrarea, ne-a povestit. Bine, el a ieșit printre primii și în asta măcar la coadă. Dar, băi, o chestie la noi asta, a trebuit să facă proces verbal, deci pentru orice tâmpenie la noi se face un proces verbal. Eu nu știu dacă mai există vreo țară în lumea asta, aveam aia cu dosarul cu șină, am rămas cu asta cu procesul verbal. Pentru orice spanac, facem un proces verbal pe care nu știu cine îl citește vreodată. La telefon este Alexa Stănescu, reporter EduPedu, care a urmărit tribulațiile organizatorilor și candidaților de la examenul de ieri. Bună dimineața, Alexa! Alexa, bună! Bună dimineața, bună dimineața! Fosta noastră colegă, ne pare bine că te reauzim. Alexa, de ce toate aceste probleme? Adică nu s-au făcut instruiri, repetiții, totuși era un eveniment anunțat. Exact, a fost un eveniment anunțat. Să știi că nu a fost o instruire pentru profesorii din comisiile de BAC, cel puțin nu una de la centru, nimic anunțat oficial de minister, spre deosebire de o repetiție la evaluarea națională. Acolo a fost făcută pe 21 iunie, au fost instruite comisiile județene de minister cu privire exact la aceste probleme, la scanare, la salvarea lucrărilor. Însă la BAC nu s-a făcut acest lucru, cel puțin nimic oficial. Este însă în sarcina inspectoratelor școlare județene să facă acest instructaj cu profesorii. Unii poate au făcut, alții poate nu, nu știm, nu există o centralizare. Totuși există încă din ianuarie un ghid, da, scris alb pe negru, sunt regulile, cum se scanează lucrările, un ghid la care toată lumea are acces, mai ales profesorii care știu că se înscriu în comisii și vor să participe. De exemplu, inspectoratul din Covasna a făcut și un videoclip de 8 minute, pas cu pas, cum să scaneze aceste lucrări. Însă, repet, fiecare prof, una e să te uiți tu acasă și să încerci să înțelegi și alta e să fii chemat într-un caz organizat de oficiali să ți se explice și să ți se arate cum se scanează, ce probleme pot fi întâmpinate și așa mai departe. Am citit o explicație a președintelui Comisiei Naționale de BAC, domnul Zoltan Kalos, care a spus că, îl citez, vă dați seama că dacă acei copii nu ar fi avut cunoștințe și nu ar fi știut la examene și ar fi scris 2-3 pagini, scanarea s-ar fi terminat mult mai repede. Deci să înțeleg că problema este că elevii sunt prea bine pregătiți, din ce spune domnul Zoli? Adică, probabil că acest lucru se aplică în anumite licee, dar nu putem să generalizăm. Mă îndoiesc că la licee mai slab cotate s-au scris romane 12 pagini, 15 și 18 pagini. Și n-aș lua să cred că acesta a fost punctul ministerului de plecare când s-a gândit cu siguranță că nu vor scrie atât de mult. Da, mi se pare fascinant, asta e un comentariu personal aici. Îmi imaginez ședința în care s-a discutat despre cum o să fie pus la punct acest sistem și cineva a zis da, o să dureze mult, că n-ai mă treabă, că ăștia, nu știu, ei scriu o pagină, două, mai mult nu se pricep, că nu știm noi cu cine avem de face. E surpriză. Ia uite, au scris mai multe pagini decât ne imaginam noi. Adică au scris 10-20 de pagini în loc de 2-3. Și iată, copiii au fost ținuți prea mult. Mai este, vreau să citez mărturia unui elev citat de voi la EduPedu, care spune așa: am fost ținuți în clasă cu foile pe bănci, nu aveam voie să le atingem, nu aveam voie să cerem o ciornă ca să desenăm, nu aveam voie să mâncăm nimic. Ne uitam pe pereți. Ni s-a spus că o așteptăm pe doamna cu ștampila.
că nu se poate începe scanarea decât după ce vine doamna cu ștampila. Am stat vreo oră și jumătate până să vină ștampila și în final ea a venit. Era o doamnă mai în vârstă care se plimba așa, cu o ștampilă. O singură ștampilă în mână. Cu ea s-a dus de la clasă la clasă și de la elev la elev și a ștampilat la fiecare lucrarea pe fiecare foaie. Asta s-a întâmplat undeva la 1.20. Era o ștampilă rotundă. Doar a pus ștampila și nu a și semnat. Deci, în România, digitalizare fără ștampilă, apare nu se poate. Deci, ștampila e sfântă, nu știu de ce. Ce e cu ștampila asta, Alexa? Este ștampila prin care practic se parafează dacă totul este în regulă. Vine președintele de comisie, numără lucrările, să vadă dacă corespunde numărul de lucrări scanate cu numărul de lucrări existente fizic acolo. Și da, trebuie pusă această ștampilă și... uneori se și schimbă de la an la an, se schimbă aceste reguli. Ștampila poate în altă parte. Da. Că altfel ar fi ca la alegeri. Păi da, dar dacă la alegeri fraude, sunt... Că ar da, păi ar da, dar la alegeri sunt mai mult de o cabină de vot. Adică poate pune mai mult, de o persoană cu o ștampilă să treacă pe la 1000 de elevi și să ștampileze câte 10-20 de pagini la fiecare. Adică nu putem să anticipăm lucrurile astea? Este de mare încredere. Exact. Bănuiesc că dintr-o teamă de fraude există doar o sfântă ștampilă într-o școală, dar cred că ar trebui să se gândească ștampila cineva nu poate înainte. Fi copiată. Deci ștampila nu se poate falsifica în România, știi? Asta e. Se folosește ștampila. Ștampila este sigiliul de autenticitate final. Ai nebunit să fac 100 până asta la, până la ora 10 să fac câte vrei tu. Te duci și îți faci o ștampilă oriunde. Mai da. Sunt, da? Da, pe bune. Bun, hai să ne gândim totuși la avantaje, Alexa, pentru că, în mod evident, există și avantaje ale acestui sistem. În primul rând, de ce a fost impus și care sunt avantajele lui. Totuși, după ce se va regla toată treaba peste 10-20 de ani, nu, adică presupun că la anul o să fie mai bine. Care sunt avantajele? Ar trebui să fie mai bine, da, este un pas important pe care trebuie să-l aplaudăm cumva, dar lucrările sunt scanate deocamdată pentru a ușura procedura corecturii. E de lăudat faptul că nu se mai duc profesorii, membrii din comisii cu sute de lucrări să le ducă la centru și să fie corectate fizic. E mult mai simplu acum, ele sunt încărcate undeva și fiecare profesor din orice colț al țării are acces la această lucrare și poate să o corecteze foarte ușor. Însă pașii sunt mici. Anul acesta a fost prima oară când a fost la nivel național, la toate examenele și la evaluarea națională și la bacalaureat, făcută această scanare și urmează corectarea digitalizată. Până acum a fost, în ultimii doi ani au fost pilot doar în două județe, în Dâmbovița și în Călăraș. Și urmează ca în următorii 2 ani ar trebui să fie gata o platformă, platforma Ministerului, în care elevii să și dea examene online. Eu aștept să fie corectate live. Să fie cu părinții cu sufletul la gură. Hai bă, dă-i punctul, dă-i punctul! Hai bă! Mulțumesc foarte mult, Alexa Stănescu, evident. Bun, acum cu platforma asta și reverificarea documentelor, dacă trebuie făcută, e mult mai simplă, pentru că poate fi identificată în sistem. De ce râzi? Ce imaginație bună nu, are colegul. Cine loca? Live pe TikTok. Vai, cum am transformat acest subiect atât de serios, copii vă ți-a ce copii. Dragi tineri și tinere, vă imaginea ține pomii. Imaginea aia cu ștampila... Adică trebuie să o vezi pe doamna aia, probabil. Da, da, înțelegi, da. Umblând prin școală, din clasă în clasă, importantă unde ca să... Doamna. Iar cei de la minister de care vorbeai mai devreme, eu nu cred că a făcut nimeni testul ăsta. Să vadă fizic cât durează să scanezi o lucrare. Da. Sunt 100. Nu cred că au încercat. Au zis, păi, hai să facem așa. Cât? Da, mă, că s-au făcut, a spus și Alex, au fost în două județe, simulări, s-au făcut niște antrenamente. Dar știi cum e cu echipamentele astea? Că te lasă când ți-l mai dragă, se mai întâmplă erori. În ce sens? Scanezi cu păi telefonul scanezi... instant, dacă vrei. Păi nu știu, că nu se scanează cu telefonul. Cu tabletă că... sau cu ce? Dăm da. Voie să mai citez din mărturia altui elev. Și la noi câteodată se blochează tableta. Pentru... dăm voie să mai citez din acest material foarte bun, din EduPedu, semnat de Alexa Stănescu. Un alt elev povestește, zice, abia apoi a început scanarea, deci după ce s-a ștampilat. Procesul de cum deschidem calculatorul, pentru că majoritatea de acolo păreau analfabet tehnologic. Și nu e vina lor, dar cum să nu știi cum să deschizi platforma?
au chemat informaticiana care mergea din clasă în clasă ca să îi logheze pe fiecare dintre cei care scanau lucrările în platforma respectivă. Dai seama. Asta a mai durat. În acest timp, noi elevii stăteam în băși și priveam acest spectacol sinistru. Îți dai seama că elevii ei puteau să facă asta oricum mult mai. Dacă i-ar fi întrebat deci, pe ei, să vină, scanatul era instant. Să vină IT-știi să deschidă calculatorul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.